Justin, ați început pregătirile cu echipa mare după o vacanță bine meritată, din nou la antrenamente, cum este? Este foarte bine, sunt foarte bucuros că am revenit și am venit să fac performanță. Finalul de sezon precedent a fost unul fericit, ați câștigat Liga de Tineret și veți evolua în UEFA Youth League, o competiție importantă pentru voi. Da, lucrul acesta este foarte important. Sunt două meciuri care înseamnă foarte mult și sperăm să scoatem un rezultat bun. Pentru a continua parcursul european, acum vă pregătiți cu seniorii, sunteți foarte mulți juniori și vreți să vă pregătiți cât mai bine. Da, normal. De asta am și venit să ne pregătim, să ne preluăm forma pe care o aveam și să începem să jucăm ușor, ușor. La sfârșitul săptămânii ați jucat în primele meciuri amicale. Cum au fost partidele cu campioana Moldovei? A fost destul de bine, dar mereu se poate mult mai bine. Mai aveți în această săptămână alte două meciuri de verificare, utile și ele, pentru că peste o săptămână va începe sezonul în Superliga. Da, normal, orice meci este important și trebuie să jucăm din ce în ce mai bine.